pe această parcelă avem grâu Glosa, ajuns în faza de început a înspicării, cu o stare fitopatologică bună. Mai apar ușoare urme de septorioză, dar nu grav. În această situație, după ce a fost aplicat un tratament cu pachetul Falcon Pro în prima fază, se recomandă un al doilea tratament cu Nativo Pro, cu scopul de a opri dezvoltarea eventualelor boli foliare și, cel mai important, pentru a reuși să preîntâmpinăm atacul de fuzarioză, infecție florală, care ar urma să se instaleze în scurt timp. În acest sens, este recomandat să se facă un tratament cu fungicidul Nativo Pro în următoarea săptămână, chiar înainte de înflorit, eventual poate să prindă și începutul înfloritului. În felul acesta să reușim să combatem fuzarioza spicului, acea boală care conduce atât la pierderi de producție cât și de calitate, și să nu se întâmple și în acest an ceea ce s-a întâmplat în anul precedent, când multe parcele au fost atacate de fuzarioză. Pentru asta trebuie să ne pregătim din timp și în momentul de final al înspicatului și de început al înfloritului să fie efectuat acest tratament cu Nativo Pro, cum urmează să facă fermierul pe această parcelă, sau cu fungicidul Prosaro, care este specializat pentru combaterea fuzariozei. De asemenea, foarte important să fie utilizat și un insecticid odată cu fungicidul, și aici cea mai bună recomandare ar fi insecticidul Biscaia.